Bună seara, Carmen! Spune-mi ce-ți trece prin minte atunci când pronunți nuntă, două cuvinte, nuntă și bani. Ce-ți trece? Nuntă și bani, combinația perfectă. Asta deja e business acum. Adică, sigur, despre asta e și filmul. Abia aștept să-l văd, că încă nu l-am văzut. Urmează. Spune-mi, te rog, cum sunt nunțile la România acum din punctul de vedere al artistului? Bună întrebare! Cum văd eu nunțile, nu? Toate sunt diferite și îmi place că există diversificare. Adică dacă mireasa și mirele vor acum să aducă, nu știu ce, bungee jumping la nuntă, ei își aduc. Dacă vor să o țină cu tradițional, adică fiecare cum îl taie capul. Care e relația pe care o ai tu cu mirii? Sau cum cât de mult te implici într-o nuntă la care te duci? Tu te duci să cânti la nunți, nu? Bineînțeles, sigur. Mergem să cântăm la nunți. Ideea e că de la început trebuie să formezi cumva o relație cumva. Te uiți în ochii lor, asta și cu oamenii și cu nuntașii și nu neapărat numai cu mirii. Trebuie să știi, bineînțeles, tot timpul cum îi cheamă, să nu uiți că am mai făcut și gafe câteodată în loc de Petru, ziceam Pavel. Sau am mai greșit, așa? Ideea e că trebuie să fii foarte atent așa un pic la început, până simți vibe-ul și după aia când vezi că e bine, petrecere, ai, gata. Care este cea mai ciudată chestiune care ți s-a cerut? La o nuntă a existat așa ceva? Cea mai ciudată chestiune? Cea mai ciudată piesă, nu știu. Dacă vă zic cea mai ciudată chestiune, mă că nu s-a întâmplat, că am zis că era cumva prea mult. Păi era să fie la nuntă pe bani, când am filmat, era ideea cumva să cobor din tavan sau să ceva. Sau era la o nuntă? Stai, da, oricum, în sala aia, unde am filmat nuntă pe bani, cineva mi-a cerut să cobor și eu din tavan cumva, când intru în scenă. Și am zis, mă, nu. Da. Nu era la filmările la nuntă, era la o altă nuntă în aceea sală. Așa era. Da. Am înțeles. Spune-mi, te rog, cum ești ca și nunta și îți place să te duci la nunți? Oi, abia aștept să mă duc și să mă invite cineva, dar nu prea am timp. Dar îmi place să dansez, să petrec și horă și toate, sârbă, învârtice, orice. Și cum este cu darul? Cum îl calculezi? Asta nu știu cam ce sume se poartă. Nu, habar n-am, a rămas în urmă, sincer.